se mai schimb nimic, o lege importantă a primit und verde de la Klaus Iohannis. Președintele României a semnat luni, 19 martie, decretele privind promulgarea mai multor legi, printre care sublinierea legea care modifică anumite articole din cadrul Legii Educației Naționale. Decret privind promulgarea legii pentru modificarea articolul 84 alin. Din Legea Educației Naționale numărul 1/2011, potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale. Elevii din învățământul preuniversitar acreditat / autorizat beneficiază de tarif redus cu minimum 50 pentru transportul local în comun, de suprafac, naval sublinierei subteran, precum sublinierei pentru transportul intern-auto, feroviar sublinierei naval, pe tot parcursul anului calendaristic, prevede legea. De asemenea, se stipulează că elevii din învățământul preuniversitar vor beneficia de tarif redus cu cel puțin 75% la manifesturi culturale, respectiv acces la muzee, concerte, spectacole de teatru, opere, filme etc. Actul normativ pentru modificarea articolului 84 alin. (1) si 4 din Legea Educației Naționale numărul 1/2011 a fost inițiat de parlamentar PSD sublinierei susținut de deputatul PNL Lucian Heiu. Tot în această dimineață, presubliniere-dintele Iohannis a semnat sublinierei decretul privind promulgarea legii pentru modificarea și completarea legii numărul 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, dar sublinierei decretul privind acordarea drapelului de lupt centrului de exploatare, mentenanii dezvoltare puncte de comand strategice generale Anton Verindei.